Se loviră în mijlocul drumului, bă, man, și nu se mai mișcară de acolo. Bă, erau trei loviți în carambul și ieșirea din mașină și făceau cu mâinile și eu veneam din spate încărcat cu chestia. Să mă bată mama, bă! Să mă bată mama, ce crezi că mă dă dur afară? Te dai jos din tir și fugi în lume. Cred că nu va arăta nimeni viu ăsta. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la nouă vețile mele. În vlogul de astăzi, v-am dat-o și voi ce-i pe aici, mă, prin curtea asta, mă. Bă, deci aici e nebunie. Eu care credeam că vine lockdown-ul iară, că vine... Nu mai vine nimic, bă, man. Nu mai vine, vă spun eu, sunt pe 10 rânduri puse remorși pe aceea. Noi luăm 1-4... Stai să văd. Deci, 1-4-61, da. 1-4-6-1, asta e remorca mea. Și va trebui să fugim în lume cu ea ca să descărcăm undeva. Nici măcar nu știu, cred că undeva prin Stoc-on-Trent ajungem. Oooo, cărumalu. Da, cred că ajungem undeva prin Stoc-on-Trent, așa că o să ieșim cam greuț de aici, din cauza altului că vezi că sunt puse în așa fel încât să ieși încolo. Știi? O cuplare corectă, o verificare de marfă, să vedem ce marfe avem în ie. Ne băgem colea așa. Da, ce... Ce bine e băgată colea așa, bă! Uite aici! Îți aplaudă remorca asta la ureche! Hai că ai băgat-o bine cu metre, ce ai? Știi cum mă dau jos? Direct în marfa lui ăsta! Da, ce ai? E nebun la cap! Cum e? Uite așa! Ai băgat-o aici ca pe mână, uite! Ia uite cum se cuplează o remorcă, fii atent, numai cum se vede așa! E grea. E grea, stai să o ridice. Și nici nu veni prea drept. E grea, da. Bă, musca asta ce caută în cabină, bă! Ieși acasă, fă! Ieși acasă! Ieși acasă din cabină, animală! Două, bă, sunt două, bă! Uș, uș! Hea, hea! Hea, hea! Gata, mă. Ieșire, da. Bă, cred că mă dau direct în marfa ăsta jos acum, fii atent, să vezi și tu aici. Se scuplare ca la nebun, man. Ce ai? Așa. Stai că așa termen telefonul ăsta, știu eu că așa-l termen. Așa-l termen. Mă iau o muscă, oleau. Mă iau o uscă, mă, că dacă o prind o mănânc. Dacă te prinde, mănânc. Bată-te norocul să te bată apa. Bun, deci asta ar fi remorca. Dacă nu poți să ieși pe ușă, ieși pe geam. Mă bată, mamă. Nu că ies pe ușă, bă. Deci fiți atenți aici. Cum te dai jos în tir? Cum te dai jos dintr-un tir? Fii atent. Așa te dai jos din tir și fugi în lume. Cred că nu va arăta nimeni viu ăsta. Niciodată. Așa te dai jos din tir, dintr-un tir și te urci în remorca lui un cu metru și pleci printre remorci. Uite, mă. Așa se lucrează pe tir. Amin? Amin. Scrieți amin în comentarii dacă vă place. Da. Hai, că acum o iau în jos, e timpul să coborâm nivelul. Hai. Păi, vede, așa se cuplează o remorcă în port în zi. În Liverpool la Pio. Dar cum ai verifica eu, cupla asta, bat-o norocul să-mi doai apa. Hai că era. Da, da. E, e. Așa, cum a băgăm pe aici. Hai, da, mă, că da. Bine că luai și mânușile. Cupla e verificată. Da, da. Bă, mă, să vă povestesc. Că v-am spus de atâtea ori. Ce zici, mă? Azi dimineața când cuplai remurca trecută, e băgai cablurile invers, mă. Și n-aveam ABS. Bă, la semafor. La semafor când călcam furna, rupea furna. Ce are? Noroc că fusei pe lângă firmă și tădui prin firmă, știi? Când vine băieții de la garaj, ce are? Hai că da. Ce se întâmplă? Era ăsta băgat colo și doar n-avea ABS să ia de la camion, știi? N-avea curent. Și era pus așa, nul. Știi? Mie că v-am spus de atâtea ori, verificați. V-am spus. Dar am verificat, cum să nu? Da, uite așa. N-am manetă. Ce viață, bă. A, stai încuiată. O, mâncați aș tălpile, doamne, să vă măcar ce am în remorcă. Trebuie să mă urc chiar prin 10 remorci ca să mă urc în cabină.
Ai de capul meu. Trebuia să fie și eu pe ușa aia. Direct și terminam bolciu. Ce avem aici, mă? Ia. Bălegar? Cherestea? Aha. Da, cherestea. Cherestea. Este cherestea. E cherestea. E da. Pe aici am vreo șansă să urc în cabină? N-am, bă, ce ai, vorbește. N-am nicio șansă să urc în cabină pe aici. Dar dacă aș ridica un pic picioarele să mă trăsc în față, să pot să-mi fac un pic de loc. Știi? Aha. Uite, bă, ce înseamnă să... Bă, adevărul e că, bă, ca să fii un pic de șofer de scurcăreț, îți trebuie un pic de minte, bă. Un pic de minte îți trebuie, vezi? Ce fac acum? Ridic un pic picioarele pe mic în sus, ca să ce? Să mă pot deplasa cu remorca așa cum e. Știi? Mă în față ca să pot să mă urc, să mă dau jos din cabină. Că nu fusei stare să mă corbi ușa din stânga, să deblocheze ușa, să am și eu acces la manete la picioare. Ai? Ai, bă, că fac scurtă, bă. Hai că fac scurtă. Mă bată cu coaz. Hai, bă. Dacă mă deam prin stânga, aveam viață, bă. Dar tot e bine. Că de ce? Că e bine că acum cum te urci? Te urci picolea în sus. Ce, mă, eu spun că sunt frate cu Spider-Man. Frate cu Spider-Man, Spider-Man e familie cu mine. Dar pot să fac acum o manevră, vezi? De aici apăs aici. Știi? Ba, acolo. Ce se întâmplă? Marfa cam ieșită. Frate, cu Spider-Man. Cox, regele șoferilor, fratele lui Spider-Man. Primul episod. Aici e când avea el pojar. Știi? Hai că deschisei și eu ușa asta. Am acces aici. La ciumag. A, uite ce e aici, bă. Ma Dumnezeu, nu mă cred că mai e aici. Uite, bă, și tu, bă. Doamne, mâncața ștălpină. N-am cum să scot asta de aici, mă? Haide, bă, bă, tată, bă, mâncața ștălpile, doamne! Dă-te norocul azi! Hai că numărul de matriculare tot în ușa aia. Mă, umplui cabina asta de muște! Umplui cabina asta de muște, ca la nebuni! Se iau șurubul, trag în față și după aia pun numărul. Trag în față că mă ia mintea. Mă ia mintea și mă ia dureri de cap. Am multă putere în mine, mă. Adevărul e. Am multă putere în mine. De mamut. Multă putere de mamut. Maxim. I-am dat maxim. Acta are remorca asta? Tu bun de la mea. Hai. Ești, mă, afară, bă, nebunule. Ah, transpirai. E un cald afară, bă. Și bâze frigurile astea. Oh. Și bâze frigurile astea de mor. Te închizăși? Te închizăși, da. Hai. Hai de capul meu. Bă, numai că nu vine să mor pe stânga, mă, să mă bată mama. Ha? Numai că nu vine să mor pe stânga. Unde, bă, o zi, stai din interior. Vă o zi, stai din interior, ce ai? Ești nebun la cap. Asta e viața pe tir. La patron. Ia uite cabină. Puu, ce ai aici, mă, cir de muște. Doamne, mâncața, le disper acum. Trebuie să vezi ce stres le dau. Că merg cu geamul deschis. Merg cu geamul deschis acum, vă disper, mă, ieșiți afară, că vă dau aer. Ia să vezi cum fac, ne dau aer condiționat. Fii atent aici, numai că ne dau aer condiționat. Tare, fii atent. Ascultă numai
cum fac. Fii atent aici. Turbat! Vă turbează, face spumă la gură, roade mea! Hai că veți acum. Agitație, creapă inima în voi. Creapă inima în voi, nebunelor. Da, mă, uite aici. Aici mergem tot contrent. Nu, mă, nu că le place și aerul condiționat la ăștia, mă. Așa-s domesticificate. Le place și aerul condiționat, le place viața, le place traiul. Rețele furisite de animale. Acum să nu-i cu stânga. Să ieși drept din cauza, adică îi rup luna toată remorca. Și mai degrabă pe atac, o rup în sârmele alea. Știi? Că așa o ții și că în față. Hop. Să pun un număr de matriculare, dar mai de data să vedem unde mergem. Vedem unde mergem noi aici. De stoc contrent va trebui să mergem. Unde e un stoc contrent? Delivery, shipping to, skip to. Ai aceeași adresă. S T, am fost aici? 1-1, n-am fost. 1-1, da. 9 L-W L-W. Bun. Verificăm cu data. S-T-1-1 9-W. Da, mal. O să pun numărul de matriculare. Ne vedem încolo așa, prin curtea școlii. Aute, bă, 110 km. Amin. GoPro stop recording. Să mă bată mama, ce crezi că mă dă dur afară? Ce crezi că mă dă dur afară? Hai că noi trebuia și unde să mergem, nu? Trebuia să mergem unde? Unde trebuia să mergem noi? A? Trebuia să mergem la stoc contrent. Nu mai merg să răvă viața mea. Și crezi că gata, mă și dă dur afară. Zic, bă, mă chemară ăștia, camera era numai pe roșu. Să mă bată mama, mă văzură pe cipin că vine făcut ceva. Să vezi ce mă extenuează acum de nu mă văd. Și până la urma urmii, ce crezi? Că schimbare de plan, schimbare de vlog. În vlogul ăsta, hai că făcurăm o cuplare dacă e. Și o să mai iau un job. Adică, îmi dă dură un alt job. Ce am de făcut? În jobul ăla care urmează, trebuie să mă duc la Liverpool să iau niște butoaie cu apă. Dar problema e în felul următor. Problema e în felul următor că șoferul refuză remorca. Cred că în dimineața asta, din cauza faptului că marfa nu fu asigurată. Și eu cum sunt mai fraier așa pe agenție, știi, eu mă duc să asigur marfa la Liverpool, să iau remorca aia. Acum noi în vlogul următor probabil aia o să facem. Dar până una alta las remorca asta aici. Și aia vreau să mă spun, vreau să mă mai spun faptul că, bă, era să dau într-unul la Liverpool pe a 57-le la, știi? Că eu luasem încoace către Stoke-on-Trent. Se loviră mijlocul drumului, bă, man, și nu se mai mișcară de acolo. Bă, erau 3 loviți în carambul și ieșirea din mașină și făceau cu mâine și o veneam din spate încărcat cu chestia. Să mă bată mama, bă. Deci mă opri și eram, bă, oare să plec în față sau să stau paravan ca să nu vină careva să dea cu mașina peste ei. Îți dai seama? Deci, boi, ce-o vă las, man, în cazul în care v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să apăsați 342 de like-uri. Ne vedem data viitoare cu cea mai mare pace și cu cel mai mare ok. Să vedem ce mai faci data viitoare. Deci, nu uitați să băgați și mie un follow pe Insta, un follow pe pagina de Facebook Adrian Cook și un follow pe TikTok. Vă pup și vă doresc o zi minunată!